Puteți prepara o rețetă simplă de ardei copți cu smântână și usturoi. Nu uitați să curățați de semințe înainte de a vă apuca de gătit. Aveți nevoie de câteva ingrediente. Pentru a prepara o rețetă simplă de ardei copți cu smântână și usturoi, aveți nevoie de câteva ingrediente. 500 de grame de ardei copți gata de cojit și curățați de semințe, respectiv 1 kg de ardei gras sau capia proaspeți, 3-4 fire de ceapă verde sau 2 cepe vechi medii, 3-4 căței de usturoi, 2 linguri de ulei, sare, piper, 200 de ml de smântână, pătrunjel verde tocat pentru decor. Ardeii se coc pe discuri de metal așezate direct pe ochiurile aragazului, apoi se decojește și se îndepărtează cotoarele și semințele. Pulpa rămasă se taie în fâșii late de 2 cm și se pune într-un castron împreună cu toată zeama lăsată de ardei copți în oală. Acum se pregătește ceapa verde și usturoiul. Se alege o cratiță potrivită în care se pune ceapa, un praf de sare și 2 linguri de ulei. Se călește totul la foc mic, timp de 7-8 minute, amestecând ocazional. Ceapa trebuie doar să devină sticloasă. Se adaugă fâșiile de ardei copți și se amestecă. Se toarnă 100 de ml de apă caldă și se lasă la fier 5-6 minute. Se asezonează mâncarea cu sare și piper negru proaspăt măcinat. Pre final se adaugă smântâna. La final se pun căței de usturoi zdrobiți. Relatează evenimentul zilei.ro.